reprezentant astăzi de la Asociația Progresus, suntem de la Oarneța. De asemenea, sunt angajat și în primărie într-o funcție nouă, acum destul de interesantă, în atragerea investițiilor specialiste, deci Consiliul Local a desemnat această funcție. Și în procesul decizional suntem acum implicați în modul cel mai direct, deci desfășurăm activitatea de formarea grupului de inițiativă și de selectarea priorităților și propunerilor din localitate. La moment, succese mari sunt nu atât de palpabile, cât mai mult sunt problemele. Problema una este implicarea slabă a membrilor comunității și actorilor comunitari în activitatea de delimitare a oportunităților și de formare a grupului de inițiativă. A doua este poate un specific, poate firea grupului comunității, o participare așa, cu de la distanță, destul de rece și, spunem, puțin implicativ. Ăsta este și, practic, principalul obiectiv de a implica membrii comunitari, de a implica societatea și de a forma Uber. Cum a să reușit? Asta e. Avem deja rezultate. Mai avem mult. Bine. Asta e.